După o vară fără vacanță, luptătorii de greco-romane și lupte libere de la CSM Dunăra Giurgiu au accelerat ritmul antrenamentelor la seara de sport a liceului Viceamiral Ion Bălănescu. Antrenorul Florin Antonescu a reușit aici să creeze o echipă închegată de sportivi, fete și băieți, care în numai 3 ani au ajuns să câștige trofee la nivel național și chiar internațional. Am avut o perioadă de pregătire la intensitate mai mică, perioadă de pregătire care ne ajută foarte mult în luna octombrie, când urmează cele mai importante 3 competiții din anul 2015. Vor urma concursurile zonale pentru calificare în finala campionatului național la categoriile copii 1 și 2. Aceste competiții se desfășoară la sala sportivă din Câmpul Mușcel, iar finala la sala polivalentă de la Târgu Mureș. Pentru aceste competiții, lotul giurgiuvean se va prezenta cu 10 sportivi, 8-10 sportivi, cei mai pregătiți, cei care au șanse reale la a câștiga dreptul de a participa la finală. Antrenorul Florin Antonescu și-a propus ca obiectiv ca la finala de la Târgu Mureș, clubul giurgiuvean să aibă cel puțin 2 sportivi calificați. Antrenorul Anghel Corbu a participat cu elevii săi de la secția de tenis de masă a CSM Dunărea la campionatele naționale de copii categoriile 8-10 ani. Au făcut deplasarea la Buzău 2 sportive de 8 ani și alte 2 de 10 ani, într-o competiție ce s-a dovedit mai disputată decât mulți se așteptau. La competiția pe echipe la fete au participat 30 de echipe din toată țara, noi obținând poziția 4-a pe țară. Un rezultat consider bun. Să putea și mai bun, dacă nu pierdeam la media și pe final, aveam șanse să luăm chiar medalia de argint. Medalia de argint era o surpriză de proporții la nivelul competiției naționale. La individual, din 115 sportive, Marina Bănaru și Daniela Gâsca au ajuns în optimi, iar micuțele de 8 ani, Iris Pălângean și Maria Stănescu, au făcut o figură deosebită. Și-au vândut scump pielea, să zicem așa, într-un termen mai plastic. Pălângean Iris a ieșit în primele două și s-a calificat pe tabloul principal. O premieră pentru noi la vârsta asta precoce de 8 ani, având în vedere că cele două micuțe joacă efectiv de maxim un an de zile tenis de masă. Aceeași echipă a CSM Dunărea va participa peste 2 săptămâni la Bistrița, la Cupa României. Pregătiri înainte de competiții și pentru judocanii de la CSM Giurgiu. Antrenorul Gheorghe Grigore și-a chemat elevii la sală zilnic și încearcă să-i aducă în cea mai bună formă pentru cupa ce se va desfășura chiar la noi în localitate. Peste 2 săptămâni la Giurgiu e o cupă pe care o organizăm împreună cu colegul de la Școala 8. Se va ține în sala polivalentă. Avem invitați în Alexandria, Pitești, București, Ploiești. E o competiție destul de frumoasă și vrem să ia să fie o reușită. Voi participa cu 15 copii. Colegul meu de la Școala 8, la fel, are o trupă și el de copii destul de bună. De la CSM Giurgiu vor participa 15 sportivi la această cupă ce se vrea a deveni tradițională. Noi vrem să implementăm Giurgiului și să rămână ca obicei, an de an, să facem această cupă și să rămână o tradiție pentru a-i verifica pe copilași și a aduce rezultate orașului nostru. Următoarea competiție importantă va fi în decembrie, când la sala polivalentă se va desfășura un puternic turneu internațional. Tot la fel vor să mergem împreună cu colegul de la Școala 8, o trupă mai mare, la fel pentru verificare și pentru a pune pe copii pentru anul următor să îi verificăm. Aștept de la ei rezultate destul de bune, ei muncesc copilașii și competiția se ține la categorie de vârstă și greutate diferit. Așteptăm niște rezultate bune și vrem ca să arătăm că și orașul Giurgiu are un potențial tehnic și fizic cu sportivi pregătiți.
10 medalii de aur și 2 de argint vin să întregească zestra de trofee obținute de luptătorii clubului Agvila Giurgiu, după ce aceștia s-au întors de la Open-ul Brașovului la Jiu-Jitsu. Ediția 5-a acestei competiții a avut loc la Sala Sporturilor, întrecerea fiind rezervată sportivilor junior 3, 2 și 1, tineret și seniori. Giurgiu, venit de la clubul Agvila, antrenați de profesorul Ion Chelu, s-au întors cu 12 medalii, 10 de aur și 2 de argint. Medalii de aur au obținut Șotrocan Alexandru, Dăncescu Mihai, tata Oana Marius, Rovențu Șerban, Cheri Mender, Peiculeasa Claudiu, tata Oana David și Stoica Florin. Medalii de argint, Matei Mario și Țigănilă Cristian. Pentru sportivii clubului Agvila, competiția de la Brașov a fost un bun prilej de verificare înainte de participarea la Balcaniada și Cupa Mondială, ce vor avea loc în Bosnia în perioada 23-26 septembrie.